Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Exclusiv. Sunt Amelia Vulcu, invitată astăzi în studio, Ancuța Daisa, jurist la Casa de Asigurări de Sănătate din Brașov. Bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Doamnelor, domnilor, subiectul sănătate, fără doar și poate, interesant pentru oricare dintre noi. Pornim această emisiune de la un caz particular. A ajuns la redacție, l-am analizat. Noi nu avem competență în sensul acesta, doamna Daisa, în schimb, da. Pot să spun cu toată responsabilitatea, Casa de Asigurări de Sănătate a reacționat imediat, mai exact, doamna Daisa. De ce? Ca să ajutăm un om, nu ca să facem în niciun caz trafic de influență. Doamnă, la momentul respectiv, noi am fost contactați la redacție de un bărbat din Brașov, sigur, nu-i dezvăluim identitatea, aș fi precizat acest lucru și mi se pare normal, care a fost însă de acord să abordăm acest subiect, să abordăm detalii din cazul lui, de ce, ca să nu se mai ajungă în astfel de situații. Așadar, bărbatul la care fac referire s-a angajat la firma X din județul Timiș, iar la interval de 3 zile a fost trimis în străinătate să transporte marfă. Da? A fost trimis în cursă. Într-un orășel din Germania, omului s-a făcut rău, o criză de rinic, dacă bine am înțeles, a fost preluat de medicii din Germania și dus la spital. A stat internat, nu mai știu, 2 sau 3 zile, numai că a venit momentul de contului, da? Pentru că totul costă. La momentul respectiv, omul nu avea în posesie card european de sănătate. A greșit, doamnă, acest bărbat, ar fi trebuit imediat după angajare să meargă el personal să-și ridice cardul european știind că pleacă, da, la lucru în străinătate? Sau care este procedura într-o astfel de situație? Cum ar fi trebuit el să acționeze? Îmi aduc aminte de situația respectivă. Este o situație mai specială. În sensul că? În sensul că persoana a fost angajată doar în urmă cu 3 zile de evenimentul care s-a produs acesta în străinătate. În general, când ne deplasăm în ședere temporară pe teritoriul unui stat al Uniunii Europene, este bine să avem asupra noastră cardul european de asigurări de sănătate, în baza căruia putem să obținem servicii medicale devenite necesare pe teritoriul unui stat al Uniunii Europene, spațiului economic european sau Confederației Elvețiene, cum a fost situația domnului în cauză. Dar ca să obții acest card european, trebuie să îndeplinești condiția de a fi asigurat la momentul solicitării cardului. Având în vedere faptul că s-a încheiat contractul de muncă cu 3 zile înainte, da, sub acest aspect, legea precizează faptul că ești asigurat de la momentul în care se efectuează plata. Este clar că acel contract de muncă producea efecte, dar prima plată urma să se efectueze la 25, în data de 25 a lunii următoare. Iar omul s-a îmbolnăvit, iar omul s-a îmbolnăvit înainte. Există o procedură, un fel de excepție de la regula generală instituită. Acum nu putea omul să-i spună bolii cu ghilimele de rigoare, nu venea acum, așteaptă să treacă 25. Nicio formă. Adică există o procedură, este o excepție pe care și noi o auzităm și o auzitează și colegii noștri din celelalte case, ați văzut de altfel. Casele județele, bineînțeles. Da. Angajatorul în situația aceasta, da, se prezintă la sediul Casei de Asigurări de Sănătate cu contractul de muncă vizat de către ITM, este luat în evidență persoana respectivă, urmând ca în momentul în care se depune declarația de 112 la ANAF, de acolo fornește problema, de la declarația să confirme statutul de asigurat al persoanei respective. Această declarație se depune pentru luna în curs, în data de 25 a lunii următoare. Da. De acolo există această situație. E adevărat, noi avem deja un exercițiu sau avem deja experiență, pentru că declarația de 112 este deja din 2011, deci nu și știm acest lucru și tocmai de aceea s-au găsit soluții în acest sens. Într-o astfel de situație. Astfel de situație. Acum, omul ce ar fi trebuit să facă? Mai mult sau mai puțin vinovat? Deci omul ar fi trebuit înainte să plece, da, așa, să angajatorul să se fie adresat Casei de Asigurări de Sănătate. Să deci angajatorul. Angajatorul sau omul să se găsească soluția
legală specifică situației respective ca omul să nu părăsească statul român fără să aibă asupra lui acel document care îi dă dreptul la prestații medicale. Bine, acum omul s-a speriat, evident, și la până să se rezolve povestea aceasta și până să vă adresăm noi întrebările, să vedem ce soluție există, un doi și-a făcut asigurare. Da? A telefonat în țară, la familie, faceți-mi urgent asigurare, nu avea de unde să știe funcție de afecțiunea pe care o avea, câte zile de spitalizare necesită. Adică dacă stai în Germania o săptămână, două în spital, pe cred că îți vinzi toată averea să reușești să plătești contravalorarea serviciilor medicale. Mai există o situație și cred că am discutat-o la momentul respectiv. Avea posibilitatea, dacă avea cunoștință de acest lucru, să se adreseze casei de asigurări de sănătate. Să-i prin fax sau prin mail sau prin poștă. Să aducă la cunoștință ce i s-a întâmplat și să solicite un certificat de înlocuire provizoriu al cardului european, dar condiția de eliberare este aceeași, ca persoana să fie asigurată. Sigur. Da. Da, adică să aibă încheiat un contract de muncă legal, da, care să aibă drept consecință. Asigurat înseamnă să fii plătești, să fii plătitor de asigurări de sănătate, dacă nu faci parte din categoria persoanelor exceptate de la plata asigurărilor sociale aici, de sănătate. Era... Sau unitatea sanitară de acolo să se adreseze casei de asigurări de sănătate competentă să elibereze acest certificat de înlocuire provizoriu. Există o practică a unităților sanitare din străinătate în ceea ce privește, aceste solicitări de documente. Acum, lăsând la o parte această situație, oricum promptitudine din partea dumneavoastră, doamne, eu chiar vreau să vă mulțumesc că în numele acestui om putea să fie oricare dintre noi în locul lui. A greșit, data viitoare nu o să mai procedeze așa, o să-și ia măsuri din timp. Dacă nu s-ar fi ajuns la această situație, omul s-a angajat astăzi și nu neapărat el, oricare dintre noi s-a angajat astăzi. Doar după ce se depune declarația la ANAF poate să solicite cardul european? După ce se depune sau declarația la ANAF... Sau să facă pur și simplu? Să facă o persoană aflată într-o astfel de situație care pleacă la muncă în străinătate. Sunt foarte mulți oameni. E adevărat, numai că actul normativ, legea 95, prevede că cetățeanul român cu domiciliu în România are obligația plății lunare a contribuției la asigurări sociale de sănătate. Dânsul a fost într-o situație mai specială, a fost șomer înainte, deci a fost o altă situație. Dar dacă o persoană este neasigurată luni de zile, nu este în regulă. Trebuie, ca și obligație legală, noi avem atât drepturi cât și obligații evident, ceea ce privește acest sistem, ar fi trebuit să găsească soluția legală să se asigure. Poate deveni coasigurat, să spunem, persoanele peste 18 ani care nu urmează o formă de învățământ. Știți că acei persoane peste 18 ani până la 26, dacă urmează o formă de învățământ, sunt asigurate fără plata contribuției. Dar peste 18 ani, dacă nu urmezi nicio formă de învățământ, ai obligația să te asiguri la sănătate. În cazul în care nu realizezi niciun venit, ești considerată persoană fără venituri, există reglementare legală în codul fiscal, te adresezi administrației financiare de domiciliu, se completează formularul declarație 604 și se bifează modalitatea în care dorești să te asiguri. Cu copie de pe această declarație, copie de pe chitanță, se prezintă la Casa de Asigurări de Sănătate pentru a fi luat în evidență. Da, asta este cel mai important. Persoana care se angajează, să spunem, după o perioadă de șomaj sau, nu știu, după o perioadă de neasigurare, în care nu plătește... Noi o regăsim în bazele de date. Având la bază informația din declarația de 112, doar după data de 25 a lunii următoare, lunii de angajare. Pentru că se prelucrează ANAF-ul, transmite bazele de date la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, gata prelucrate, se prelucrează în SIUI și numai după acel termen le vedem și noi. Da. Intrăm în posesia informației. Efectiv. Da. Deci omul în trebuie să facă situație de din excepție, timp... Bine, excepția întărește regula. Da. Însă omul trebuie din timp să se gândească dacă voi avea nevoie de ceva, să-mi iau și să am toate documentele. Acum, doamnă, din aceeași sursă, oamenii spun așa, și dacă am card european, ce? Autoritățile din străinătate, în speță, în cazul nostru, autoritățile medicale nici nu vor să-l vadă pentru că statul român, eu vorbesc în general acum, decontează după luni și luni de zile. Iar ne facem de râs peste tot, adică dacă la mine ajunge o astfel de informație, ajunge din practica acelor oameni, da, care sigur au pățit-o de-a lungul timpului, da, de-a lungul anilor. De ce nu plătește statul român la timp? Sau ce se întâmplă? Nu pot să vorbesc în numele
sistemului, vorbesc în numele Casei de Asigurări de Sănătate Brașov. De exemplu, anul acesta până, nu știu, până în august s-au emis 12.000 de carduri. Există legislație europeană în acest sens. 12.000 de carduri de care? Carduri europene, până în august. O persoană care beneficiază de servicii medicale pe baza acestui card european și nu achită nimic, contravaloarea acestor servicii o plătește statul român prin casa competentă, prin casa Brașov. Noi onorăm în limita bugetului aprobat pentru, cu această destinație, toate solicitările statelor europene venite reprezentând contravaloarea de servicii medicale pe card european. Acum, în ce scuze că vă întreb, dumneavoastră spuneți în limita bugetului. Bugetului aprobat cu această destinație. Și dacă destinație. Banii nu-s destui, cum faceți stop? Așa, deci, dacă ar fi să întocmiți un top, care țară așteaptă și care e plătită prima? Sau cum? În ordine cronologică? Dacă aveți clar limită bugetară, nu scoateți bani din buzunar să plătiți, să decontați acele servicii. În general, se primesc formularele prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate și există un termen de până 90 de zile când acestea se lucrează. Nu am întâlnit până acum, nu am avut situații în care am lăsat formulare neachitate. Am avut prevedere bugetară pentru ce s-a transmis județului nostru. Păi înseamnă că Brașovul stă bine, dacă este să privim situația la nivel național, există statistică, da? Pe site-ul Casei Naționale, unde indicii nu pot fi. Se poate observa acest lucru, că sunt probleme la plată. În schimb, vreau să vă spun, și acest lucru se poate confirma la ce am declarat mai înainte, cererile de decontare a contravalorii acestor servicii medicale achitate de asigurat sunt destul de puține și se depun la Casa de Asigurări de Sănătate Brașov. Există legislație în acest sens, bine. Deci dacă nu ți-a luat în considerare, nu ți-a fost luat în considerare cardul european sau nu ai fost în posesia unui card european și ai achitat, se depune o cerere la Casa de Asigurări de Sănătate, se îndeplinește o procedură administrativă stabilită de regulamentul Uniunii Europene și se decontează la nivelul țării respective, dacă sunt servicii medicale necesare, ne confirmă statul respectiv și ne spune cât ar fi decontat el pentru un pacient de-al lui și noi decontăm omului la nivelul tarifelor europene în euro, în lei. Da, normal. Iar dacă statul respectiv spune că nu se decontează, adică și dacă ar fi avut card european, nu ar fi intrat serviciu pe card european, nu decontăm nimic asiguratului nostru, iar dacă asiguratul optează ca noi să-i decontăm la nivelul tarifelor din România, decontăm la nivelul tarifelor din România. Am înțeles, dar atunci de ce a plecat, doamne, s-a dus vestea asta așa până Europa, că, nu știu, hai să nu zicem rău platnici, reformulez, greu platnici. Adică oamenii aceia nu au cum să vorbească prostie, ei au trăit lucrul acesta și tot din dialogul purtat acolo și nu numai în cazul pe care l-am descris puțin mai devreme și în alte cazuri, se pune problema, ai asigurare sau ai card european, adică străinul preferă, da, ai asigurare, e și mai bine, rezolv mult mai simplu decât așa. Probabil din... Din ce fel de considerente ne pleacă astfel de... Și contravaloarea acestor servicii se plătește tot din Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate. Din același fond. Deci nu avem fonduri suplimentare de unde dacă se plătesc. Dacă avem bani bine, dacă nu avem bani, funcție stai de tu stat european și așteaptă. Păi da, dar știți cum este, că produce efecte, vorba dumneavoastră, o astfel de practică, să spun așa. Te duci acolo și se uită la tine ca la urs. Așa este. Să sperăm că se va colecta mai mult la fond și atunci dacă vorbim despre colectare la buget, la ce ajungem? Pentru că, vedeți, sunt probleme în sănătate. Toți am văzut. Nu e de notorietate informația, sigur, până nu avem sentințe definitive, nu vinovățim pe nimeni. Ați văzut lotul de la Casa Națională, sunt toți în beciul poliției. Repet, nu avem sentințe definitive de condamnare, dar oamenii sunt arestați, ca să spun așa. Da, ce s-a întâmplat acolo? Putem... Au fost tot felul de mecanisme, tot felul de... Păi avem bani sau nu avem bani, doamnă? În afară de doamnă, ce am citit și eu și ce ați citit și dumneavoastră, nici nu mă pot pronunța, dar cred că ar fi lucruri mult mai importante de făcut și la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și nu numai, să ne vadă și pe noi Europa altfel, nu să ne apucăm de furat și să vină DNA-ul să ne... În general, întrebe de sănătate. Asta este menirea noastră, misiunea noastră, să garantăm un pachet de servicii de bază pentru asigurați care să fie de calitate și... La Casa Județeană de Asigurări de Sănătate din Brașov nu au venit mascați, doamnă.
doamnă, nu, nu fi s-au cerut deci, documente, doamnă, nimic, nu, juristul trebuie să știe. Nu, ni s-a întâmplat așa doamnă, ceva. Facem haz de necaz, da. Dar vă întreb, poate cine știe, nu știu, vă întreb. Da, nu, nu e cazul. Nu este cazul. Înseamnă că se lucrează corect. Ceea ce vă pot este foarte important. Poftiți. Și nu am avut niciun fel de reclamație în acest sens până acum. Prașoveni, nemulțumiți sunt, doamnă, pe chestiuni medicale? Pe chestiuni medicale, să știți că reclamații scrise, să reclame servicii medicale sau un malpraxis sub aspectul ăsta nu am avut. Nici nu avem competență, doamnă, sub acest aspect. Că în sănătatea brașoveană totul e perfect, că eu gata, opresc emisiunea, plec acasă, înseamnă că nu mai sunt știu ce se întâmplă în țara asta. Ne mai sesizează chiar telefonic vis-a-vis de faptul că nu a mers sistemul informatic în momentul când s-au prezentat la medicul de familie, că poate cardul a fost blocat și nu i s-a putut prescrie medicamentul necesar. O mulțime de bani pe povestea aceasta și să știți că și mie mi s-a întâmplat. Medicul de familie, degeaba vii să iei rețeta mamei sau să iei rețeta tatălui, părinții mei sunt în vârstă, nu funcționează sistemul. Este adevărat. Păi, gândiți-vă că eu am dat un telefon să mă informez dacă există sau nu, dacă funcționează sau nu sistemul. Dar poate se duce un bătrân de 80 de ani, ce știu eu, dintr-o parte în cealaltă a Brașovului să-și ia, și ajunge acolo și se spune, da, mai vino și mâine, da, mai vino și poi mâine. Adică au fost nenumărate probleme legate de acest sistem. Așa este și probabil, este un sistem informatic, este perfectibil. Eu acum nu sunt, vină Brașovul, nu, dar nu sunt situații de felul acesta. Să dau cu părerea vis-a-vis. Eu v-am întrebat prin prisma faptului că suma este enormă care s-a cheltuit pentru implementarea acestui sistem și ați văzut foarte bine ce probleme au fost. Eu nu mă refer exclusiv la Brașov, vorbesc în general. Vreau să vă spun că și noi, angajații casei, suntem beneficiari acestui sistem. Beneficiarii, da. Suntem beneficiari acestui sistem și să știți că nu tot timpul suntem fericiți că ni se spun aceste lucruri și noi avem părinți și suntem și noi în această situație. Există reglementări legale, aici intervine și o reticență, știți, și din partea furnizorului și din partea asiguratului. Reglementare legale există și se precizează foarte clar faptul că în momentul în care nu funcționează sistemul și este anunțat deja pe site-ul Casei Naționale și am avut situații de acest fel. Doamne, au fost bătrâni au situații acasă, multe anul trecut. Să se uite pe site înainte de a nu, pleca spre medicul de familie dacă funcționează sau nu sistemul. Furnizorul știe acest lucru și poate consulta și poate acorda servicii medicale offline. Se pot acorda aceste servicii medicale, iar în momentul în care se validează la raportarea lunară, nu se mai au în considerare acele condiții de validare dacă sistemul nu a funcționat în perioada respectivă. Asta în încercarea de a fluidiza, sigur, da? Sigur, în încercarea de a nu... pe om la ușa cabinetului de 7 ori într-o săptămână. De a nu întrerupe accesul asiguratului la servicii medicale. Da, greu, dar v-am spus mai bine cât un... câte o arestare, mai bine câte ceva, se mai sperie unul alt, oricum, sănătatea cu mari probleme. Doamnă, am discutat despre cazul acestui bărbat, deci toată lumea trebuie să știe, să-și meargă, să-și ridice documentele din timp, cel puțin într-o situație de felul acesta, când se pune problema de a lucra în străinătate. Solicitări în ceea ce privește copiii, spuneați, doamnă. Vis-a-vis de cardul european? Nu. Făceam referire la cazul la care, despre care discutam înainte de a începe emisiunea cu copiii care au, spre exemplu, malformații la inimă sau au și vor intervenții în străinătate sau ce vor. Ce trebuie să știe părinților? Doamne ferește, dacă ajung într-o astfel de situație, ce pot să solicite și mai exact ce nu pot să primească? Pentru că oamenii când le spui nu se poate, ei nu înțeleg de ce. Vorbeam de formularul acela E112, da, care reprezintă accept instituției competente, respectiv al casei de asigurări de sănătate de domiciliu, da, de unde aparții, pentru a primi servicii medicale planificate într-un stat al Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau Confederației Elvețiene. Deja a fost mediatizat acest formular E112. Ce trebuie să știe persoana care ajunge în situația în care să se gândească să solicite statului un ce formular E112. Știe? Deci trebuie să știe așa că persoana care îl solicită, în primul rând, trebuie să fie asigurată.
În al doilea rând, trebuie să obțină o aprobare prealabilă. De aceea vorbim de serviciul medical planificat într-un alt stat, de un accept prealabil al unei instituții sanitare din străinătate cu privire la acordarea serviciului medical necesar, și aici nu discutăm despre o a doua opinie. Discutăm de un serviciu, serviciu medical acordat pe un diagnostic pus. Un diagnostic pus unde? În România. Un diagnostic pus în România. Da. De ce vă spun pentru a doua opinie nu se dă formularul E112? Pentru că nu se decontează decât serviciile medicale care se regăsesc în pachetul de servicii de bază din țară pe diagnostice deja existente. Deci, practic, simplu spus, mergem în străinătate dacă problema medicală nu se poate rezolva în România. Nu se poate în România, în nicio unitate sanitară din România. Pentru că omul gândește așa, doamnă, mă scuzați că vă întrerup, mă duc în străinătate și sigur e mai bine, sunt alte condiții, poate, omul așa gândește. Dar el ce trebuie să știe? Că degeaba vrea, pentru că nu-i permite sistemul. De ce atât trebuie să știe? Că serviciul medical se acordă în România, că la momentul la care el are nevoie de serviciu medical, nicio unitate sanitară din România nu poate să îl acorde într-un timp util care să nu-i agraveze starea lui de sănătate. Și că este foarte important ca starea lui de sănătate să-i permită deplasarea în statul Uniunii Europene. Este o altă problemă dacă suporți sau nu. Sigur că da, deplasarea drumul, să explicăm simplu, drumul, da? Până la unitatea sanitară din străinătate. Ca și documente ai nevoie de un raport medical întocmit de la medicul tău specialist, care este medic la un spital universitar sau clinic județean de urgență. Obligatoriu. Deci un spital variante. Universitar sau un spital județean de urgență. Da. Trebuie să, în acest raport medical, se specifică tot ce am precizat mai înainte, adică medicul curant trebuie să spună da, serviciul medical se regăsește în pachetul de servicii de bază din România, da, dar nu se poate efectua acum aici, raporta la starea de sănătate a pacientului să nu se să se agraveze starea lui de sănătate, intervalul de timp să nu-i agraveze starea de sănătate cât ar avea de așteptat, și da, persoana se poate deplasa, starea lui de sănătate îi permite. Să suporte. Da. Iar din statul UE, de la unitatea sanitară de acolo, trebuie să intre în posesia acestui accept, în care trebuie să se precizeze și aici niște informații, numele persoanei, diagnosticul, serviciul medical ce îi se acordă și perioada de timp în care îi se va acorda acest serviciu medical. Înțeleg, oamenii au răbdare, oamenii, doamnă. La noi se adresează persoane în acest sens. Eliberăm formulare E112, acum se numesc actual S2, dar este da, același este noua lucru. Denumire, da? Este noua denumire valabilă în baza noului regulament. Eliberăm aceste formulare. Avem, de exemplu, pacienții care sunt la al doilea formular S2, la al treilea formular S2, de exemplu, pentru afecțiuni pediatrice preponderente liberăm aceste formulare, mai ales pentru afecțiuni cardiace. Da, dacă se naște copilul cu probleme. Da. În România nu se pot face astfel de anumite intervenții nu se pot face în România. Doamnă, se regăsesc în pachetul de servicii de bază, dar nu se pot face într-un timp util care să nu agraveze starea de sănătate a pacientului. Da. Mai avem doar 2 minute. 10.000 de carduri de sănătate noi? Avem, da, în data de 18 septembrie, reprezentantul Casei Brașov s-a prezentat la imprimeria națională și în prezența lui și a reprezentantului Casei Naționale s-au distribuit Poștei Române, reprezentanța din Brașov, un număr de 10.151 de carduri noi. Cine beneficiază de ele? Pentru acele persoane care nu au beneficiat de acest document, respectiv tineri peste 18 ani și persoane care și-au obținut calitatea de asigurat. Tot în această săptămână a fost transmis Poștei Române, reprezentanța Brașov, un număr de 1.064 de carduri duplicat, aferente acelor persoane care le-au pierdut. Ce trebuie le-au fost să facă? Furate. Ultima întrebare. Ce trebuie să facă o persoană care constată că nu mai găsește cardul?
Dacă constatăm că nu mai găsim cardul, ne prezentăm la Casa de Asigurări de Sănătate, completăm o cerere tip în care bifăm căsuța card pierdut cu o copie de pe actul de identitate, se plătește suma de 15,5 lei și se obține un card duplicat. Până la intrarea în posesia cardului duplicat, se eliberează o adeverință înlocuitoare de card național, valabilă 60 de zile, cu care ne prezentăm la furnizorul de servicii medicale. Doamnă, vă mulțumesc pentru toate aceste detalii, vă doresc succes. Mulțumesc pentru invitație. Și mai discutăm, pentru că subiectul sănătății este inepuizabil. Am observat că și mai devreme, când v-am spus că mai sunt doar 3 minute din emisiune, ați avut așa o reacție. Am fi avut și alte subiecte. Vă mulțumesc încă o dată. Doamnelor, domnilor, ne revedem joia viitoare. Până atunci, numai bine.